2, 1 și... Bun, salutare, lumea, sunt Cosmin și bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Astăzi suntem alături de Raul. Salut, băieții, ce faceți? Ați Facebook-ul în comentarii, glumeam. Ce-a fost sunetul ăla? Nu știu asta, sunetul primul ăla? Ăla, da. Am tușit. Hai de la Fisher. Hai la Fisher, ți-ai bă, trebuie să-mi dau și eu heal. Hai la mine acasă primul, nu ți le arătă în casa. Că... Da. Facem prezentare aici. Facem prezentare, pe cum să nu. Bine, Cosmin știe de casa mea deja, dar da. Hai, du-te înainte, că te-ai mașină mai bună, m-ai întrecut cu nosul, deci te rog. Ai, ce stunturi faci acum, azi, ce ți-ai scos de peste cap? Și acum te-ai dus. Și vezi că nu te iau. Nu mă iei. Nu mă iei la căldurică? Da, și nu din gură. Rămâi pe stradă. Mănâncă boschetarii. Ce dragoste, bă! Zici că ești maică mea când eram copil. Dacă mergi seara pe afară, te ia boschetarul și te bagă în sac și te duci și ți-a organele. Te bagă în sac. Ce drag! Leșinez, haide. Și că te bagă în sac. Hai, păi dai la Fisher. Eu dacă ceream 10 lei lui mama, îmi zicea că îmi luam țigări. Băi, și eu la fel fac acum cu mine, adică îi zic, și mă dă și mie 10 lei să mă duc și eu să-mi iau un semi la școală. E sigur că nu ții sigări, după aia mă miroase în gură, bine, bagă nasul. Așa îmi face și mie, ești nebun, miroase hainele. Mie îmi bagă nasul în gât cu aia să mă miroase, vă dacă am fumat sau nu. Hai. Hai, du-te tu prim. Stai, slash job, stai că nici dracu știe unde e jobul ăla. Asta vreau eu, dar mi-era rușine să zic că nu știu unde e. Păi nici eu nu știu cu aia, am gândește că am experiență de 3 ani în puie mei RPG și nu știu. Bine, nu am stat să învăț, adică dacă stau să învăț orașul știu, dar mă doare în curți, slash GPS și aia e. Și că poți dai slash GPS și așa poți să intri. Haide, talpă. Așa poți să intri easy în taxi, adică te duci la teste, zice să-l duci la CNN, la... Stai, dă și tu slash GPS, dă-i pe San Fierro și după aia dă-i acolo, la jobul de Fisher. San Fierro, jobul de Fisher. Slash... Jobs, bă, nu... Jobs, pardon, eu am dat pe Fairboard din greșeală și mă duceam drecu. Dar poți să dai, mi se pare, și... tupeu! A intrat tupeu pe server. Asta e. Îl știi? Da. Acolo m-ai întâlnit tu pe mine, gen, nu? Tupeu. Când am comentat eu la el. Nu... Da. Ce-am comentat la el? Că am comentat sigur la mișto. Nu mai știu. Ai comentat să colaboreze cu tine. Și am văzut că ai și tu nevoie de o colaborare și eu aveam nevoie și am zis, pana mea, ai frate. Poate e și el bun de ceva. Glumeam, mă, ce ai. Oh, frate. Nu, dar pana mea, aveam și o nevoie. Mie-mi plac cineva. Oamenii care fac glume. E mult mai plictisitor să am pus să n-ai pe cineva să joci. Adevărat, așa la Caterin. Uite cât te-am prins, bă. Coai, cum dracu, deci tu aveai mașina perfectă. Ne-o întâlnesc cu tine a doua oară. Ia bă, nu să bubuie, frate. Dacă așa o să conduci în viața reală, e clar că nu o să-i permit. Cu toți stâlpii. Uite, deci pe ăsta ce drifturi face. Bă, parchează, uite, așa ca lumea. Am uite, mașină și șmecherea asta, ești nebă. Eu văd care moduri. Dar o să dăm și noi să-i slash quit job, oricum îmi rămâne... Zis să-i zic, mă. Adică am zis să fac și eu alte joburi, că știți că vă plictisiți și na. Hai să fac și eu alte joburi. Bă, tu știi, bagul ăsta ia vino. Ia, uite-te puțin la mine. Ia. Deci te uiți, da? Mhm. Stai. Fii atent, deci uite, te uiți, da? Da. Pe ce scriam așa, da? Pescuiești aici? Stai să vezi, nu? Opa, am primit pe de iu, băieți, avem 100 de ore, la mulți ani, steaua! Nu! Ce fraier ești? Te-ai dus! Nu mai poți să urci. Ia încearcă să stai și să dai fiș repede, să vezi că îți aleargă omul într-una cu undița în mână. Dar? Da. You are fishing, it will take seconds to reel fishing. Ce zice? Cum ar fi să facă colaborare cu noi, tupeu? Yes, but I can't take... yes. But I can't take your... to Chilead because I need to work now. Ai, du-te cu aia de aici. Bă, am făcut 13.000 de dolari, ești prost. Dai puțin, mă. Ce bani am eu, ce-mi trebuie. Bă, asta vine după mine. Bă, dar tu cum ai făcut să... Stai. Fii atent, îți povestesc ceva, cred că mergi jumătate de oră. Bă, fii atent aici. Tu ai rent la casa mea, nu? Da. Bagă-te sub apă și ți-n ucide, de când mă duc să vând peștele. Păi m-am sinucis și vin acum. Ok.
Deci, am un coleg care azi, ieri în ora de tehnologie era nervos că l-a ascultat doamna și vrea să-i dea notă și avea un stilou, nu știu, un pix de la, știi? Ah, da, zi, că după aia zic și eu ceva, că mi-am amintit ceva cu stil, mai Și, zic, pula și avea prea mulți nervi și a apăsat prea tare pe stilou ăla și s-a spart și s-a făcut varză, avea cerneală, cred că și în chiloți. eu fii atent în ce fază făcea, bine, nu cu stilou, cred că era pixel ăla, mă rog. Mă jucam în ora de istorie cu el și îl dădeam așa peste cap, pizdam, oh, ceau, ceau. Și așa, îl învârteam în ora de, nu știu, așa pe mână și dintr-o dată îmi scapă cu aia, se duce așa în fața clasei, fix în fruntea lui 1, nu fruntea, în ceafa lui 1, frate. Și se spa, adică zboară toată cerneala, la lumpul tot. Și după aia s-a uitat în spate, bine, îi dă la bătăuș, adică se fute una de, te-ai îngropat cu aia. Mamă s-a uitat așa la mine, cu o față de aia și că vrea să mă bată cu aia. Și în pauză zice, bă, ia haina și mi-o sper. Eu am crezut, frate, că mă bate la în pauză de mă sparge. Dar S-a tu uitat. faci vreun sport așa de autoapărare? A, nu. Eu fac. Dacă mă prinde, mă bate. nu episod de Samp. Fără spamnabule. Oh, a primit! A primit tupeu mute! Rip tupeu! Trip tupeu de dus! A, așa că eu mă plimbam pe aici în loc să mă duc la un 24-7. La un 24, mă. 4... 1,8 kk! Yeah, I want. 13K. Măcar facem și noi ceva nou, nu ne plictisim. Ce mai Stai, filmăm deja de 6 minute. Mai filmăm ceva. Bine, am început filmarea înaintea ta, adică cu vreo 3 secunde. Bă. Când tu ziceai 3, 2, 1, eu deja era pornită filmarea la mine. Că, na, pana mea. Și după aia mi era lene să mă duc, adică în alea 3 secunde când mi-apucam să mă duc să o și șterg, știi? Că de Tu obicei și... editezi? Eu nu, le filmez cu Shadowplay. Shadowplay filmează episoade mult mai mici decât OBS-ul. De exemplu, un videoclip în 1080p 60 de FPS-uri, adică la calitate bună, foarte bună de fapt, mi-l face, adică mi-l bagă pe YouTube într-un minut. De 20 de minute, cam așa. Deci eu nu am probleme cu chestia asta. Filmez o oră, îmi bag în 5 minute pe YouTube. Deci n-am probleme cu chestia asta, știi? Eu vreau să mă duc la taxi, dar gen să muncesc cu slash GPS-ul, adică merge să-l duc la CNN, să-ți dau slash GPS, selectez acolo CNN și mă duc acolo, știi? Adevărat. Adică se poate face... Ceau, bă. Se Salut. poate face la noi la ora asta, cred că plus 400 de player, dar mai de Cosmin dau pe stradă. Adică e clar că stau pe slip, nu? Ok, deci muncim ceva pe aia, să spui și tu. Acum tu ești ajutorul meu, ne spui de cât timp filmez, că la Shadowplay nu arată. 7, 8 minute aproape. Nu-i bai mă, vreo 15 minute, 10 minute, dacă nu vine nimeni. Adevărat. Oricum, eu cred că maica mea a dormit, ceea ce mă bucură cel mai mult, că mâine avem ore ușoare. Nu avem mate. Nu mi-am Păi făcut la nimic. mine tata e problema, că se trezește noaptea și vine intenționat să uite dacă dorm. Opa, și te-ai dus atunci, ai? Păi nu, pentru că eu am gen camera fix lângă ei și trece așa pe hol și am geamuri și se uită pe geam. What the fuck? Da, frate mi-o să se mute din casa asta pentru că, na, și eu îi iau camera lui de sus. Și până vine, îl auzi. Nu-l aud, că nu mai vine, că el pe aici trece, gen. Și atunci stai câte ore pe tine. Îmi dă și laptopul lui cu i7. Opa, opa, stai. Am prins pește de 4.000 de dolari. Te uiți, da? Ia vino. Hai. Vezi? Nu! Mi-a dat GP... Oh, stai mă puțin, deci să vezi. Fii atent aici. Ce ți-a dat? Nu. Stai, fii atent. Nu! Bă, nu Te-ai cred! dus, te-ai dus, te-ai dus, te-ai dus. Videoclipul ăsta o să fie ciudat. Da, știu, nu contează, frate, tot zombie. E amuzant. Îmi fac așa 360 ori pe aici. M-am obișnuit de la Oeg, că mă uit la videoclipurile lui și mai... Na, văd că mai face 360 ori și sunt obișnuit de la și fac și eu, bag cincea. Dar câți 100 de ani are eu Awake? 20 Câți ceva de ani, cred că are, sau... Nu, ce 20 de ani? 21 de ani, ceva de genul. Te uiți la Iordan? Nu, adică îl știu pe tine, m-am uitat la un live de al lui, dar nu știu, așa, gen, să mă uit la el la fiecare live și chestii. Adică îl știu, dar pana Pe generalul știi? mea. Ai văzut că s-a certat cu el? Boostat pe CSGO. Da. Adică are o chestie de, practic, au prin sandbox. De exemplu, are, nu știu, 7 conturi de global, știi?
Și le ține AFK, adică face printr-un program sandboxing ca să se nimerească în același match cu conturile lui, știi? Și stă de pe alea alte AFK și el pur și simplu stă și le omoară cum ar veni, știi? Stă și omoară playerii care stau AFK și face rank, frate. Dar eu am păi făcut... Păi și urât așa. Păi da, știu, eu am făcut Supreme legit, el... Pana mea, nu, nu cam ceva cu chestia asta, adică dacă aș avea și o ocazie să am 7 conturi de global, cred că n-aș face, aș abuza, aș face drag cu global și 5.000 de win-uri. Dar nu sunt interesat, că pot să fac și o rost de conturi de global, fac, na, într-un an am făcut 87 conturi de global, dar nu, nu, nu știu, nu-mi place, nu vreau eu chestia asta. Mi se pare de căcat. Tu joci LOL? Eu nu, adică am level 4, dar nu joc, gen, da. Mi-a explodat mașina. GG. Că conduc bine. Eu, când filmăm de 15 minute să-mi zici, dacă nu vine taică tu sau cineva la tine. Ok. Mamă, deci de-abia aștept să mă mut sus în camera aia de la frate. Eu o să joc și pe OG Times, dacă vrei putem, gen, eu joc cum ar veni pe două servere și pe OG Times și pe ăsta. Ok, să-mi dai IP-ul după, înainte, gen, să mă culc. Bine, pe ăla am filmat 3 episoade din 43, știi? Dar da. Nu contează, tot o să filmez și pe el. Pe ăla o să încerc să nu iau sancțiune, adică să nu iau mute-uri și banuri și alea să intru și într-o facțiune pe el, știi? Mhm. Da, adică... E tare să facem colaburi de-astea. Da, fiș. Bă, îmi place job-ul ăsta. Slash skill. Cred că fac skill 5 și la asta. Eu am skill 3 la el. O, am jucat ceva. Eu am skill... Aproape skill 4, mai am nevoie de 7 pești. Eu am skill 5 la farmer și aproape skill 6. Aproape bine. Și câștigi acolo la farmer? 70.000 pe tură de 4 minute, 3 minute. Nasol. De ce nasol? Nu știu, mie mi se pare mai bine la Fisher pentru că dacă de exemplu ai o mașină rapidă, să zicem 160. Bă, 21.000 ești retardat? Tu? Se vinde la 21.000 ăsta. Păi bine. Uite, asta vine cu Infernusul la Fisher. Bă, dacă ni văd pe ăștia, mă. Vine la o sărăcie de job cu Infernusul cu aia. Ciao. Ciao. Am învățat un cuvânt nou. Ciao. Da. Dar tu de unde ești? Timișoara. Ah. Ciao. Oh, m-am bușit, fuck. Mă duc să-mi repar mașina, după ce vând, că îmi bubuie. Nu știu, m-aș apuca de alt bugget, adică nu, să, adică să joc gen pe alt bugget și să nu joc pe OG Times, adică să joc pe bugget, numai pe bugget și, dar nu știu de care. Dar de ce nu vrei pe B-Zone? Nu știu, ăla nu-mi place, chiar nu-mi place, am jucat 2 ani pe el, mi s-a crit, am level, am cont cu level 40, dacă vreau mă duc și acum și joc. Ne apucăm de Orange? Nu știu, mane, deocamdată joc pe ăsta. Adevărat. Ăsta mi se pare cel mai jumechea. Am prins pește de 21k. Avem 12 minute, ca să știi. 13, scuze. Nu contează. Nu pot să dau uit, mă, la prostile astea, slash, slash, bye. Nu pot să cumpăr ceva mâncare, mă. Eu îți... Bă, da, când o să păstrezi... 2, 5, 6, mi-am cumpărat, hai că am cumpărat alt telefon, să văd. 2, 6, 3... Mi-am cumpărat alt telefon. Acum numărul meu de telefon, da, zi. Să-mi lași și mie canalul în descriere la videoclipurile tale. 26303. Acum am alt număr de telefon. E ușor 26303. Îl țin. Mi-am cumpărat din greșeală telefon nou, că n-am știut că pot să-mi iau două telefoane. Adică nu două telefoane, să cumpăr mai mult, să am schimb. O să intru în tine. Nu, mersi. Ai plecat. Nu, dar nu mai am viață la mașină, trebuie să o repar. Stai. Eu la videoclip o să las canalul în descriere, nu? Și eu. Păi să-mi dai după aia canalul. Așa, adevărat. Îți dau gen link-ul de la canalul meu și pui în descriere. Da, eu noaptea asta o să stau cu sleep-ul pe server tu. Și eu la fel, cred. Ba nu, nu știu. Văd eu, nu știu, fac cum. Mamă, dar de ce trebuie mâine să ducem la școală decât pentru 2 ore? Nu știu. Terminați și profesorește. Bă, tu... Dacă nu vine taică, tu stai și mai mult? Cred. Păi eu nu, eu mai stau și pentru payday ăsta, la să fac 101 ore. Adică mai ies 20 de minute cu aia. Văd ce eu cum fac. Adică nu filmăm, dar stai și jucăm. Da. Eu cred că o să-mi cumpăr niște perdele. Deci, tu imaginează-ți că, virgulă, camera mea, eu am, gen, ușa e fix, imaginează-ți așa o cameră goală, ok?
Și ușa e fix într-un colț, adică în colț, în dreapta sus, da? Și biroul meu e așa, într-un colț, așa. Și te vede direct pe geam. Da, cum ar veni. Și o să-mi, dacă mi-aș lua niște perdele de-alea negre, s-ar mai vedea? Adică pe el îl cam doare undeva că tu stai, dar să nu te vadă, Ba, frate. nu. Adică nu că îl doare undeva, dar dacă nu te vede, nu vine să verifice, nu? Da, nu vede, nu vine să mă Păi verifice. aia e faza. Dar nu știu, pe ele le enervează că eu stau până târziu și de asta. Aia are el o chestie. La mine cred că deja s-o culca mai cu mine. Sper să fie culcat de fapt. Păi și tai că tu. Stai că mi-o doarme buștea în coaie. Stai că mi-o n-are treabă. Odată taică mi-o s-o trezit așa în somn, în puii mei, vine la mine, se uită la mine, după aia pleacă din cameră, fără să zică nimic. Și eram 4 dimineața în timpul școlii cu aia. Mamă, Deci ce eu venit calo. așa, adormit. Bine, nu cred că și-o dat seama că nu era adormit. Venit așa, adormit, se uită așa vreo 2 secunde la mine și după aia pleca să se pișe și s-o culca iară. O era adormit, cred că să zic, bar, mă rog, bă, sper că v-a plăcut acest episod. Fă tu încheiere. Ok, păi, sper că v-a plăcut acest episod. Aveți canalul lui Cosmin. Descrie, sau așa te cheamă Cosmin, nu? Da. Dar tot uite, îmi vine, adică la Cosmin îi zic Cristi, la Cristi zic nu știu cum și n-apara mea, le încurc. Bă, oricum, sper că v-a plăcut canalul, ăsta doamne canal. Sper că v-a plăcut videoclipul. Da, păi, dați și voi subscribe și la Cosmin, dați și voi subscribe și la mine, logic. O să postăm episoade zilnice, o să facem și colaborări cu domnul Oameni tari. Cosmin. Da, sper să intrăm și noi într-o vaccine, când face și el level 10 încolo. Bă, stai și tu în seara asta cu slipul, lasă-ți PC-ul deschis, ok? Și Ok. pune slipul, ca să faci tu level mai mare, să apucăm, da. Poate ne acceptă și pe noi un lider ca lumea într-o facțiune, nu știu. Eu acum o să mă pun să fac o aplicație pentru ăsta departament, de pentru Taxi Lv și poate ne acceptă, poate, poate. Bă, oricum, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Bye, bye.